Prietene, bine te-am găsit la un nou episod din seria Tableta de limbă română. O emisiune motivațională de cultură cu scop educativ. În calitate de profesor de română, vreau să te ajut să vorbești corect, coerent, cursiv, clar și convingător. Cum o fi corect? Voiam sau vroiam? Speriu sau speri? Te-ai oprit vreodată din vorbire pentru că ai avut senzația că nu ai spus ceva corect? Ei bine, eu cred că există la unii un simț al adevărului care ridică semnale de alarmă. E bine să luăm aminte la atenționările acestea, dar mai ales să avem smerenie de a învăța de la alții. Chiar și atunci când aceștia sunt critici în legătură cu porumbeii pe care îi lansăm în sfera cuvintelor. În episodul de azi vom analiza patru verbe întrebuințate greșit. În funcție de aria geografică, de proveniență a vorbitorilor, există nuanțe zonale greșite. Câteodată acestea sunt conștientizate, alteori nu. Indivizii chiar greșesc fără să își dea seama, dar realizează că sunt în eroare atunci când se deplasează în altă parte a țării. Să vă dau două exemple. Eu vroiam să cumpăr pâine. Greșala constă în introducerea consoanei R în interiorul verbului. În limba română nu există verbul a vroi. Există însă două verbe care au înțeles asemănător. Avria și avoi. A și a voi. Ce s-a întâmplat? Vorbitorii neatenți au realizat un fel de doi în unu. Au suprapus peste avria a voi. Iar la trecutul de tip imperfect, căci aici apare problema, a dat ceea ce vedeți. Tot greșit ar fi dacă am spune astfel. Tu vroiai, el ia vroia, noi vroiam, voi vroiați, ei ele vroiau. Soluția. Eu vreau sau eu voiam să cumpăr pâine. Iată un tabel cu conjugările corecte pentru celelalte persoane la timpul imperfect. Eu vream, tu vreai, el ea vrea, noi vream, voi vriați, ei ele vreau. Sau, la verbul a voi, eu voiam, tu voiai, el ea voia, noi voiam, voi voiați, ei ele voiau. Mergem la un alt exemplu. Când mă apropiu de casă, mă speriu de înălțime și întârziu puțin. Greșeala constă în înlocuirea lui I final cu U. De ce se întâmplă asta? Pentru a diferenția persoana întâi de persoana a doua. Nu este nevoie, mai ales printr-o eroare. Ambele au aceeași terminație și anume 2 I. De exemplu, eu mă apropii, tu te apropii, 2 I. Deja, de la persoana a treia, lucrurile se simplifică. Exemplele le observați aici. El, ea se apropie. Iar pluralul este extrem de simplu. Noi ne apropiem, voi vă apropiați, ei, ele se apropie. La fel stau lucrurile și pentru celelalte două verbe. A se speria și a întârzia. Soluția? Când mă apropii de casă, mă sperii de înălțime și întârzii puțin. O observație. La verbul a întârzia, un motiv în plus de a greși este confundarea verbului în sine cu adverbul târziu. Este adevărat că verbul s-a format prin derivare de la în plus târziu, dar asta nu înseamnă că verbul este întârziu. În finalul episodului de astăzi, vă invit să voiți a vă apropia cu atenție de normele corecte ale limbii, care nu ar trebui să vă sperie deloc atunci când o faceți la persoana întâi. Numele meu este Gabriel Braic și te invit să iubești limba română pentru că vei gândi românește toată viața.